Astăzi am ieșit în stradă și am întrebat oamenii câte puncte cred că va face România la Euro 2024. Haideți să vedem. Câte puncte face România în grupa de la Euro 2024? 2 cred că va face. De ce? Este încă o echipă tânără, în proces de formare și cred că mai trebuie experiență. Prea ne dați șanse așa, nu? Depinde, acum mingea este rotundă. Se poate întâmpla orice. Câte puncte credeți că face România în grupa de la Euro 2024? Eu cred că o să fim, sper eu, măcar pe locul 2. Deci aș da un 7. Dar nu știu dacă... Da. Dar de ce 7? Vi se pare ok echipa? Mi se pare ok grupa. Avem șanse, nu știu, cu Belgia dacă o să reușim, dar posibil chiar și cu ei. Sper eu, nu știu. Vom vedea. Iar Ucraina e o necunoscută, cel puțin pentru mine. S-ar putea să fie mai bun decât estimez. Câte puncte credeți că va lua România în grupa Euro 2024? În grupă 6 puncte. De ce 6? Pentru că va câștiga și ei 2 meciuri. Ce părere aveți despre echipa noastră? E cea mai echilibrată din ultimul timp. Deși, știu eu, nu toți sunt în formă la momentul desfășurării, da, acum, poate până atunci să mai vină. Și ambiția, că de atâția ani nu ne-am calificat, nu știu ce, cu tare și această generație vrea să demonstreze ceva. Și le doresc succes și îi urmăresc cu plăcere. Câte puncte credeți că va lua România în grupa Euro 2024? Cred că 4 puncte. De ce? Pentru că avem o grupă puțin mai dificilă și echipa noastră, când dă greu, nu știe să se mobilizeze. Asta e părerea mea, dar s-ar putea să mă înșel. S-ar putea să mă înșel și m-aș bucura dacă m-aș înșela. Vă place echipa de acum noastră? Păi alta nici nu avem. Deocamdată nu avem alta. E echipa noastră și trebuie să mergem cu ea înainte. Și la bine și la rău. Dar bănuiesc că o să fie bine totuși. Dacă ieșind în grupe, e satisfăcător. Câte puncte face România în grupa de la Euro 2024? 9. De ce? Pentru că e echipa mai bună acum. Față de cum era? De cum era înainte. Câte puncte credeți că face România în grupa de la Euro 2024? 2. De ce? Pentru că nu are forță să învingă Belgia și pentru că celelalte 2 partide cu Slovacia și cu... sau Slovenia, nu știu, și cu Ucraina poate să facă 2 remise. Suntem cam la nivelul lor. Câte puncte credeți că face România în grupa de la Euro 2024? Un singur punct, cred că o să facem un egal cu Slovacia. De ce? Pentru că este singura echipă mai accesibilă din punct de vedere al lotului și cred că o să pierde meciurile cu Ucraina și cu Belgia. Un punct. Echipa noastră cum vi se pare? Inconsistentă, dar oarecum promițătoare.